Consiliul Local al Municipiului Călăraș a fost convocat în ședință ordinară miercuri 26 mai, începând cu ora 16:30, în sala de ședință a Consiliului Local Călăraș. Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâre, printre care indexarea la nivelul Municipiului Călăraș a impozitelor și a taxelor locale pentru anul fiscal 2022, cu rata inflației de 2,6%, realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare la varianta Nord, aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală conform prevederilor legii numărul 15/2003 și indexarea sau ajustarea tarifului stabilit conform contractului în vigoare privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraș. Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 758 din 19 mai 2021. La lucrările ședinței participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21. Lipsesc domnul consilier Enache și domnul consilier Sârzea. Supun la aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței data de 27 aprilie 2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc cu unanimitate. Supun aprobării procesul verbal al ședinței din data de 5 mai 2021. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc, domnul președinte, aveți cuvântul. Dați-mi voie să vă prezint o propunere de schimbare pe ordinea de zi, în sensul punerea în discuție a proiectului de hotărâre care este înscris pe ordinea de zi la numărul 7, pe poziția numărul 1, respectiv numărul 1, pe poziția numărul 7. Propunerea este făcută, având în vedere că în sală avem o prezență numeroasă a unor cetățeni care sunt interesați direct de adoptarea hotărârii numărul 7, respectiv devine numărul 1 în ordinea de zi de astăzi. Dacă sunteți de acord cu această propunere, și supun acum aprobării dumneavoastră ordinea de zi în totalitate. Cine este pentru? Unanimitate pentru ordinea de zi. Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind indexarea la nivelul municipiului Călăraș a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%. Cine este pentru? Unanimitate. E corect, mai mult decât corect. Putem continua, vă rog? Supun în continuare aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între municipiul Călăraș și județul Călăraș în vederea realizării obiectivului de investiții, reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare, varianta Nord, centura Călăraș, în lungime totală de 2.864 km. Cine este pentru? Comisia. Ah, scuze. Deci e numărul 3. Numărul 3. Comisia pentru... Comisia juridică? Favorabil. Și urbanismul. Și urbanismul? Favorabil. Mulțumesc. Supun aprobării dumneavoastră. Domnule președinte, am și o vorbă. Vă rog. Și domnule, reparație capitală. Băi, voi știți ce înseamnă reparație capitală? Că dintr-un mijloc fix, minim 40 sau 60%, nu mai știu ce spune textul legii, trebuie schimbat, trebuie înlocuit. Ora aici vorbește doar de... Bine, te duci în jos 60 de centimetri. Dacă trebuie, da. Păi, atunci, lăsăm așa și mai dacă trebuie, da. Mai cu bituminoase mari. Dacă trebuie, da. Corect. În situația în care trebuie. Păi așa se face. Dar nu poți să lași. Dacă... Vă vedeți ce e scris. Hai. Asta am remarcat, că nu e corect formulat. Cine este pentru? Cine e corect, dar spate. Da. Unanimitate. Ce vrei? Mulțumesc. Vrei să vorbesc cu tine? Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul programului Subutenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Program. N-am făcut engleză, am făcut numai franceză și rusă. Și nu știu că am înțeles. Am vorba de mai multe programe. Da, de eficiență. Domnul președinte, îmi cer scuze.
Vă rog, rezolvați cu domnul Budea, că noi n-auzim ce spuneți. Și n-auzim ce votăm. Dați-mi voie să dau citire, după care puteți să votezi. Vă rog. Și de cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, finanțate prin program, proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor UAT Municipiul Călăraș, portofoliu de proiecte, precerere de finanțare BEI, precum și aprobarea acordului de parteneriat cadru între Consiliul Județean Călăraș și UAT Municipiul Călăraș. Cine este pentru, vă rog? Comisia. Comisia. Comisia juridică. Favorabil. Și atât. Cine este pentru? Unanimitate. A ridicat domnul Buzea mâna. Cu pixul. Te rog să remarci cu pixul. Vă rog să le redactați în engleză, că vă puteți să spuneți. La punctul 5, proiect de hotărâre. Vă rog, domnul Buzea. Haideți, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, desfințare clădirii existente plus împrejmuire, construire spațiu comercial Penny, carmangerie cu produse din carne, brânzeturi, parter, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, totem publicitar, împrejmuire, branșamente, la utilități, montare, post-trafo, organizare de șantier, situat în municipiul Călăraș, județul Călăraș, strada portului numărul 56 și bulevardul Republicii numărul 102C, număr cadastral 504/1/2, număr cadastral 504/1/1/1, număr cadastral 504/1/1/2. Comisii. Urbanism favorabil. Și atât. Cine este aș pentru? Aș avea o remarcă de făcut aici. La proiectul ăsta există la mapa proiectului un proces verbal în ședință de urbanism și amenajare teritoriului, ceva de genul ăsta, în care este trecut un punct de vedere separat al unui domn arhitect, în scapul mânele, Tudorache, care se termină brusc, nu are finalitate. Este problema domnului arhitect, Tudorache. Nu este problemă. Păi ce era făcut dosar? Se termină pe pagină și pe pagina următoare nu mai e nimic. Lipsește pagina următoare. A fost multiplicat, când a fost scanat față verso. A fost primit de la Direcția Urbanism în față verso. Iar eu când le scanez, mie mi-este foarte greu să scanez atâtea materiale într-o zi și să stau să și nu... Dar e cam deductivit ce zice. O pagină care a fost verso și n-a mai intrat în mail. Și aș vrea să spun este că mi se pare important când un specialist are ceva de spus, știm, adică să votăm. Domnul Dânsului a fost favorabil, a avut comentarii de astea, dar Rabil în principiu a fost favorabil. Am înțeles, dar era bine să... Este rebel, așa este. Arhitectul este... Bă, că abia pe toți la șurubă. Cu Dorache. Nu știu că... Da. Cine este pentru? Erau niște observații, mă rog, marginea circuitului, traficului, domnul Buzea. Domnul arhitectului. Haideți că blocăm acum. Nu, are niciunul de înălțime. Eu știi că am goală pe asta. Care se referă la alt punct. E un proces verbal și proces verbal s-au discutat mai multe puncte. Deci nu face obiectul puzului pe care îl votăm acum. E vorba de un ansamblu de blocuri de 4 sau 5 blocuri cu regiuni de înălțime pe 3, 4 sau 4. De cine este? Mă rog, cine este pentru? Care... 17 pentru, am numărat. Împotrivă? Abțineri? Mă numai puțin. Stați puțin. Am luat 5, 6, 7. 13 voturi pentru și 7 abțineri. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea imobilului teren identificat prin numărul cadastral 31.675 înscris în cartea funciară numărul 31.675 a municipiului Călăraș către Davidescu Nicolae Viorel. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia juridică? Favorabil. Și atât. Cine este pentru? Domnul secretar, stai un secretar. Înseamnă că dacă eu îl dau direct către el, înseamnă că el are un contract și el se bucură de
Reînține. Da. Am încheiat discuția. Care construcție? Pe am încheiat discuția. Da, hotărâre de consiliu, ca să. Da, da. Vă rog, cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călăraș și a creditelor interne la data de 31.12.2020. Comisia de buget. Juridică. Comisia juridică, vis favorabil. Și Comisia Buget Finanțe. Favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Deci 19 voturi, din 19 exprimate, domnul Andrei nu participă. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției Poliția Locală Călăraș. Comisia Buget Finanțe. Negativ. Eu nu particip. Domnul Buzea nu participă. A fi de gradul 2. Și Comisia pentru Prestări, Servicii Publice și Comerț. Scrie acolo. Nefavorabil. Comisia nefavorabil. Nefavorabil. Favorabil. Nefavorabil. Păi seama că toate ne-ai lungat. Votăm sub votul. Cine este pentru? Cine este pentru? Ei trebuie? Cine este pentru? Poate la 2, 4, 10. Dar ce-aș vrea un amendament? Dacă tot ce s-a rupt de canapele astea, să le... Domnul Pice, pe lege, nu poți să le da, dar care-i problema? E pe lege, dar la noi pe lege, dacă îl zice, nu are grijă. Îi punea domnul primar să pune toate gradelele la... Domnul Vice. Nu se poate să rupă atâta. Păi în continuare să rupă, îi dau și hrană. La zi, s-a făcut, mai poate să alegem tot poți. Nu privat. No, aici mai e o problemă. Adică, poate să alegem, adică treaba lui de glumă. Și acolo vin și toți care au câini. N-am mai văzut un polițist local în parc, mergând pe jos, cred că de 3 ani. Vă rog, domnul director, ia spuneți aici și răspundeți la toate astea. Da, vă răspunde. Bună ziua. Îmi pare rău, sumele respective au fost adgrite în buget, dar le-am și prins în loc. Asta și am făcut solicitarea. De asemenea, salariile angajaților poliției locale sunt mai mici decât angajații din cadrul aparatului în specialitatea primarului, pentru că așa s-a orientat în vremea respectivă, că noi avem normă de rang. Ei patrulează, problema este alta. Noi patrulăm în normă. De ce? Pentru că în decursul anilor nu s-au montat camere de supraveghere în acest municipiu. Are dreptate, mare. Dacă erau camere de supraveghere, mai există aici dreptate. Un alt punct pe care vreau să-l aduc în atenția consiliului este sediu. Și chiar vă rog frumos să sunteți invitați la sediu poliției locale. Este într-o clădire insalubră. Ce scuze nevoile și le fac în curte, suntem în secolul XVIII. Păi să-i amendăm. Domnul director, spuneți-le clar, nu asta contează pentru norma de cară. Problema este a oamenilor pe care aveți în subordine, în care trebuie să spuneți că jumătate din ei sunt la comanda Poliției Naționale și mai aveți două echipaje care patrulează. Sunt doar două echipaje care patrulează. Și spuneți-le ce atribuție aveți, că nu s-a terminat încă COVID-ul și merge și la toate... Exact. Ce se întâmplă? Să distribuim deciziile DSP privind în carantinarea cetățenilor? Încă, da. Așa este. Încă. Facem verificări la domiciliu privind prezența celor care sunt încarantinați. Ajutăm serviciile din cadrul primăriei în ceea ce privește asfaltarea, tăierea copacilor, toaletare, etc. Salariul ar fi mai mic decât cifra din primărie, dar mult mai mare decât aia din privat. Nu-ți mai mic asta, dar nu mai mic. 4.000 de lei cel mai mic, am scos și eu aici. 4.000 de lei brutul cel mai mic. Și norma de hrană se ia în fiecare zi calendaristică. Nu spor. 32 de lei. Nu există spor. Da? Iar în privat, salariul minim pe economie 2370 de lei și dacă le dă tichete de masă, da, dacă le dă tichete de masă, le dă doar pe ziua lucrată. Și alea au 15 lei valoare. Aici discutăm de un salariu mai mare,
de normă de hrană luată, da, nu putem face comparație între sistemul privat și poliția locală. Nu vă supărați. Păi nu, dar nu sunt de solidaritate. Da, și dumneavoastră sunteți avocatul cuiva. Vă rog frumos să vă rețineți. Că doar ce-a fost șeful. Dar ești avocat? Domnul director a adus punctul de vedere. Nu. Pe 11 pentru, împotrivă, un vot împotrivă. Abțineri? 2, 4, 6, 7 abțineri. Și domnul Buzea nu participa la vot. Vreau și eu să spun o părere, dacă îmi permiteți. Păi uita, cine e? Nu. Apropo de ce a zis colegul nostru cu parcurile, cu căței. Se pot face zone speciale doar pentru primatul cățeilor și în rest să nu intre cu câini. Avem țarburile. Da, sigur. Este de face. Să mai faci. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa din cadrul Direcției de Asistență Socială Călăraș în anul școlar 2021-2022. Comisia pentru Buget Finanțe. Favorabil. Și Comisia Servicii Publice. Favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Comisia de Sănătate, favorabil. Domnul Mirescu? Unanimitate. Abținere potrivă, nu. Unanimitate. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de atribuire licitație a locurilor de parcare pentru folosință în parcările de domiciliu reședință din municipiul Călăraș. Da. Înainte de a solicita avizul comisiilor, vă aduc în atenție un amendament. De fapt, sunt 5 amendamente. 5 amendamente. Text care conține 5 amendamente, care aș vrea să le votăm separat. Vă rog, domnule. Da. În primul rând, o observație. Nu am văzut pe pagina de Facebook a primăriei un anunț despre dezbaterea publică legată de acest regulament de parcări, după cum nu am văzut anunțuri publice legate de aproape nicio dezbatere publică și aș vrea să vă rog să utilizați această pagină de Facebook, care este instrumentul care corespunde, cred eu, cel mai mult în interiorul corpului cetățenilor. Adică, degeaba dăm în ziar că oamenii nu prea citesc ziare locale, să fim sinceri. Știu că asta este obligația legală. La primărie ajungi doar dacă ai treabă, nu neapărat ca să citești avizierul. Și cred că avem instrumentul ăsta, aveți foarte mulți urmăritori pe pagina aia, ar ajunge la cei mai mulți oameni. Și așa am putea dintr-o dezbatere publică, așa cum este aceasta pe care o propun reală, am putea produce un document mult mai bun. Și acum amendamentele. E vorba de primul amendament la articolul 2, aliniatul 4. Am solicitat să se elimine condiția înregistrării autovehiculului în evidențele fiscale ale primăriei municipiului Călăraș. Deci am spus asta, domnul viceprimar mi-a spus de autovehiculele din Bulgaria. Dar eu mă gândeam că... Un exemplu, există oameni care lucrează în companii multinaționale, chiar și la bănci, de exemplu, care au autoturism de serviciu, înregistrat în altă parte. De la o bancă cu sediu în București, a dat de acolo o mașină de serviciu și ăla nu plătește impozit pe mașina aia în Călăraș, dar plătește impozit pe venit, plătește impozit pe apartamentul în care locuiește și așa mai departe. De asta mi se pare că este o condiție pe care am putea ușor să o eliminăm. În calitate de coordonator al grupului... Leasing-ul merge. Leasing-ul-i prins. Leasing-ul merge. Leasing-ul-i prins. Toate pe primărie. Nu. Social, e mai complicat. Dacă utilizatorul e în Călăraș și paștea leasing, primește loc de parcare. Da. Sau ce să ne fie? În urma analizei făcute în cadrul grupului de lucru și cu colegii de la taxe și impozite, am considerat că această cerință este necesară. De aceea, propunerea mea este să... Puteți să-și argumentați, să respingă... Nu este necesară. Dacă se poate. Această cerință din regulament. Dar nu fie argumentele. Hai că vă sun eu. Da, să facem o dezbatere. Pe care le-am prezentat mai devreme. Multe mașini din Bulgaria care... Și mai e o chestie. Cum evităm să facă sămsărăreală?
iau 1-7 locuri pe care le subînchiriază. Poate să ia și-o poate dacă are numai de la trebuie să ne spuneți cine vă vorbe. Dumneavoastră vis-a-vis de directorul de voci care au autoturi în acasă. Cum aceea să eliminați de ajut? Oarece obțin un singur loc de parcare. Acel loc de parcare va fi pentru autoturismul propriu, nu pentru celălalt. Dar poate nu are. Vorbim de exemplu de distribuitor de diferite produse care au un chip ăla. Nu știu ce mai spun un lucru. Locurile de parcare de parcare sunt în primul rând mai complicate. Acum, dacă puteți să se votați, va fi un număr limitat. Și așa sunt cazuri când a participat la licitație pentru mai mulți participanți decât lucrurile disponibile. Da, dar nu prezumăm... Păi prezumăm pentru că ne-am lovit de aspectul acesta, inclusiv de... Ok, eu consider că asta este discriminatorie și că, oricum, dacă cetățeanul plătește taxe și impozite în municipiul Călăraș, are drept ca fiecare celălalt cetățean să plătească. Dar trebuie să face de la respectiv. Marius, faci și gloria treaba la data de mine și aduni mai mulți bani. Și să fie acoperit legat. Da, dar la zona parcare, dar în parcări câte cerere avem. Da, părcuri. Mașinile care se pot fi masele m-am interesat domnul primar. Există oameni care au câte două locuri de parcare pentru că nu s-au atribuit, ba da, pentru că nu s-au atribuit în, mă rog, nu oameni, care au două locuri de parcare, pentru că nu s-au atribuit sunt și mai dat. Asta pentru mine nu este memorie de locuri de parcare. Nu am ajuns să concesionăm toate locurile de parcare. Ok. Asta este amendamentul meu la articolul 2 al haideți să-l votăm. Supun aprobării dumneavoastră amendamentul propus. Cine este pentru? Vișin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentru? Împotrivă? Păi nu te voști, vorbește. 11, împotrivă. Am amendat la fost respins. Abțineri? Sau că au ieșit? Au ieșit că domnul... La articolul 3, aliniatul 21, aș fi vrut să eliminăm termenul autentificat din acel contract recomodat. Pentru că mi se pare că autentificare subînțelege cumva un drum la notar și o interacțiune cu notar. Și mie mi se pare că dacă firma, ok, aia care plătește taxe pe mașină în Călăraș, dacă firma îți dă un document că domnul ăsta i-am dat mașină, are dreptul să o folosească, să o parcheze acasă, nu o să meargă cu mine patronul la notar ca să-mi facă. Adică eu pierd de timp și mi se pare inutil. Nu servește neapărat. Dar un grup de lucru și între două persoane fizice. Contractul de comodat autentificat nu se poate face între deci, două. Deci, în cazul grupului de lucru s-a ridicat această problemă. S-a discutat această problemă. Firma cedează fără bani. Din experiența colegilor de acum, s-a ajuns la concluzia că trebuie cerută forma autentificată. Da, pentru că s-au făcut multe contracte de comodat pe genunchi la ușa la intrare în primărie între persoane fizice, în scopul de a lua două locuri sau face alte locuri. Acesta a fost punctul de vedere al colegilor de la transport local și a celorlalți care au lucrat. Noi prezumăm mai cineva pe și ne menținem punctul de vedere. Există și asta. Cine este pentru adoptarea amendamentului? 2, 4, 6, 8, 9 pentru. Împotrivă? 11 împotrivă. Amendamentul a fost respins. Articolul 6, alineatul 4, retrag acest amendament pentru că are exact același conținut ca și primul, dar este o dovadă a faptului că documentul pe care mi l-ați prezentat conține prevederi redundante. Mai departe, articolul 21, am spus, se va completa cu textul, cu excepția cazului în care solicitantul transmite prin e-mail o cerere de prelungire a termenului soțită de documente din care să reiasă caracterul obiectiv al situației care împiedică prezența fizică a solicitantului. Este vorba de prezența solicitatului în termen de 30 de zile la semnarea, prelungirii contractului. Și mă gândesc că poate oamenii au niște motive obiective să nu poată ajunge acolo în 30 de zile. Nu știu, amână până cu 10 zile înainte și se îmbolnăvește sau pleacă la muncă în străinătate o lună, două și nu poate să ajungă. De asta aș zice că se pot accepta niște documente dacă omul are deja un loc de parcare și discutăm doar de prelungirea lui și omul n-a plecat, este în continuare are domiciliu acolo, are mașina cu toate taxele la zi și cu ITP-ul și așa mai departe, pot exista situații obiective în care să nu poată ajunge omul în alea 30 de zile să... Cu excepția plecării în străinătate, cred că pleacă în străinătate un an de zile. Nu, poate să plece în străinătate. Locul de parcare blocat. Știți că oamenii au reașteptat pentru două luni.
Pe COVID-ul ăsta. Dacă pentru 2 aici e pertinent, domnul președinte. Asta e bine, e pertinent. E la spital, că la Wall Night transmite, domnule, sunt la reanimare. Ce să-i faci? O să-l aduci să se întâmplă. Vine mort aici, să se întâmplă. Da, supun la probabil ăsta. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru, domnul Muzea? Cine este pentru? 11, 12, 13. A fost aprobat așa. Mulțumesc și ultimul, ca să nu mai plicesc. Articolul 33 se va completa cu un alineat nou 6, care va avea următorul conținut. Documentele necesare pentru prelungirea contractului, inclusiv cele de prelungire, pot fi transmise și prin e-mail. Discutăm aici de documente care oricum vor rămâne la primărie în copie, chiar acum 2-3 săptămâni înainte să apară proiectul ăsta pe ordinea de zi. Doamnul mi-a semnalat faptul că a venit la primărie ca să-și plătească impozitul, apoi a venit la primărie ca să facă cerere de prelungirea contractului și după aia a trebuit să mai vină încă la primărie ca să semneze. Mi se pare că este transmitere se pot rezolva. Digitalizării? Da. Cine este pentru? Formalitatea a fost aprobată așa și s-a venit. Mulțumesc. Acum solicit, vă rog, votul cu amendamente, cele două amendamente aprobate. Cele complet da. A fost adoptat, vă rog? Cu amendamente. Doar două, cu celorlalte. Doar două. Amendamente, după aia nu încor. Amendamentele aprobate. Deci, trebuie cu ori. Dar nu, acum vreau să solicit întâi avizul comisiilor. Comisia juridică. Favorabil. Comisia urbanistică. Urbanism. Favorabil. Favorabil, de acord, ok. Supun aprobării dumneavoastră proiectul cu cele două amendamente aprobate. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru indexarea, ajustarea tarifului stabilit conform contractului numărul 32.761 per 15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călăraș. Comisia Buget Finanțe? Disfavorabil. Comisia Juridică? Favorabil. Cine este domn pentru? Președinte, aș vrea un amendament. Aș vrea să introducem indicile de inflație, să adăugăm, de fapt, pe 2,6. Care pentru este... Nu, nu, stai. La 6 pentru an? Am votat. Dar luna asta, care este indicile? Deci să aprobăm pe luna aceasta, că avem de la statistică, doamna director economic, care este indicele de inflație? Nicolae, ele sunt exprimate în materiale consumate. Putem să introducem în procesul de produs mare. E păcat. Are probleme mari, vă spun. El nu o să mai poate să ducă transportul local cu... Are indiciile de inflație. Asta am făcut. Am indexat și am folosit formula din contractul de prestări servicii și s-a făcut o indexare, dar n-am folosit acei 2,6 de care... E chiar mai mare. Da. E chiar mai mare. L-ați introdus în... Da, introdus în... Este mică, vă spun. Nu mai poate să ducă transport. Deci o pățim, să știți. El intră în faliment. Nu știu cum să facem. Ceva trebuie să facem, că îi oprim o garanție de 500 de milioane lună de lună, să facem, ne gândim. Asta acum separat, vedem, cu conducerea și cu economicul. Domnul Da, domnul Buzea. Mă rog, principiul este prost făcut contract. Pentru că le... Mai, n-am fost acolo. Uite pe ce vorbim. N-am fost. Da? Nu mai vreau să discut asta. Și nu-i dau lui la kilometru, domnule. Eu subvenționez biletul comun când se urcă în mașină și spun, ia bă, kilometrul ăsta de stradă. Se duce la Cocoșa cu kilometru. Nu-i biletul, domnule. Are caracter social. O imbecilitate acolo. Cine a făcut? Putin? Cine a fost în comisia când a făcut contractul? Nu, tu te dai ce când n-am intrat. N-ar avea drept. Nu. Pentru că 5 ani de zile, lucrând la Trans, am jucat cu mulți lucruri. N-aveam ce căuta. Și le-am zis 100 de ori. Corect ce spun doamna? 11. Înseamnă că le mai spune. Dacă n-a fost, dacă n-a fost, tâmpenii, mai mare. Ia mă, kilometru, da, pe mașină. Supun aprobării noastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru că are dreptate. Domnul Buzea? Titi are dreptate. Ce să fac dacă... Împotriva?
Abțineri? Domnul Buzea, cum votați? Da, domnule, păi, poți să zic dacă zic nu, nu sunt proști, satul. Unanimitate. Pentru că lui trebuie să-i facem un calcul corect, mare. Meseriaș. 9, 2, 3, 7, 2, 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil teren proprietate privată a municipiului Cărălaș, situat în strada Dan Mateescu, numărul 41, număr carte funciară 23.281, tarla 65, parcela 14/2, cu suprafață de 294 m pătrați, către domnul Ion Răzvan Alexandru. Comisia Buget Finanțe? Favorabil. Comisia Juridică? Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate.